Bărbatul din județul Bacău care și-ar fi omorât cei doi copii aruncându-se împreună cu ei în apele unui baraj a fost găsit fără viață. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a fost căutat de jandarmi și pompieri încă de duminică seară, când mama copiilor a alertat autoritățile. Aceasta a declarat că în urma unei certe, tatăl a luat cei doi copii, un băiețel de 4 ani și o fetiță de 5 luni, și a amenințat că îi omoară, apoi se sinucide. Autoritățile au luat în calcul până astăzi toate ipotezele, inclusiv că bărbatul ar fi în viață și că se ascunde după crima comisă. Scafandrii au găsit însă trupul neînsuflețit, tot în apele barajului, în aceeași zonă în care au fost găsiți și copiii necați.